Bună seara, dragii mei prieteni, și bine ne-am reîntâlnit la o nouă sesiune de Camellia Coffee, cea de a 134-a sesiune. Dragii mei, sunt deosebit de bucuroasă, onorată că ne aflăm din nou împreună și mai ales, știți cum îmi place mie să spun, că ne conectăm la o cafea virtuală, care e mai mult pretextul nostru, să fim sinceri, așa? Dar mai ales ne conectăm la o vorbă cu tâlc. Știți că mie îmi plac gândurile, îmi plac cuvintele cu tâlc, îmi plac poveștile, îmi plac lucrurile care ne fac mai buni, ne educă și ne învață, ca să zic așa, să fim un pic mai înțelepți. Dragii mei, sunt Camellia Tița, prietena voastră, evident, de atâta timp de zile și demolator de credințe limitative, constructor de viață nouă și livrator de fericire. Ați ghicit. Și pe lângă acestea, voi știți că lucrez cu oamenii de o grămadă de zeci de ani. Da, poate unii dintre voi care vă uitați la mine nici nu aveți atâția ani ca și vârstă, mă refer, 42 de ani de când lucrez. Apropo, să știți că lucrez de foarte mică, de la 19 ani, cum am terminat liceul pedagogic, m-am încadrat, da, am început ca și educatoare, urmând apoi și eu un parcurs în viață. Știți bine că am împărtășit cu voi povestea vieții mele, finalizând, că nu sună bine și nu suntem la final, dar ajungând în momentul actual la 61 de ani, că atât am pentru cei care sunteți curioși și nu știți acest lucru, să fac aceste lucruri, da? Deci de 42 de ani lucrez ca cu oamenii în calitate de profesor, de psiholog, de mentor, de coach, de trainer, prin cursuri, prin workshop-uri, prin conferințe, prin tot felul de lucruri. Toate acestea au scopul și menirea de a-i ajuta pe oameni, de a le fi aproape, zic eu așa, să treacă mai lin prin viață, mai ușor, cu mai multă înțelegere, cu o perspectivă un pic mai vie, să zicem, mai înțeleaptă, din care să ia decizii mai bune pentru ei și să-și facă viața mai frumoasă. Pentru că, dragii mei, doar de noi depinde, să știți, să ne facem viața mai frumoasă. Și poate că sunteți aici care o să mă combateți, da, dar în jurul nostru sunt atât de mulți oameni negativiști și oameni cu de toate, ca să zicem așa, care fac și lucruri nu prea în regulă cu care am fi noi de acord și eu sunt de acord și vă dau dreptate. Dar, dragilor, contează ce facem cu aceștia, cu ei, da? Contează atitudinea pe care o avem față de ei, pentru că putem să îmbrățișăm acele lucruri pe care ni le fac și să suferim și să îi lăsăm, ca să zicem așa, să ne tragă în dărăt, dar putem să și evităm, să și ignorăm, să și învățăm și să ne înălțăm, da? Și să creștem. Apropo de asta, astăzi, dragii mei, știți că sărbătorim pe Sfânta Trăime. Deci este sărbătoarea Sfintei Trăimi, prăznuirea Sfintei Trăimi, o sărbătoare cu totul și cu totul specială după Rusalii, care semnifică pogorârea Duhului Sfânt, Duhul Sfânt care se ocupă cu înțelepțirea, da? Înțelepțirea noastră ca oameni. Și când avem nevoie de minte, să zicem, și uitați, copiii noștri începe o perioadă de foc de examene pentru copiii noștri, mâine începe evaluarea națională, deci copiii de clasa 8-a vor parcurge această etapă de evaluare națională, peste o săptămână începe bacalaureatul și tot așa examene, ne rugăm la Duhul Sfânt, da? Apropo, mămicile și copiii și cu toții care aveți nevoie, da, în situații de interviuri, de examene, nu știu, vreți să accesați un post, vreți să dați o probă undeva, puteți să citiți acatistul Sfântului Duh și cu siguranță, după ce veți citi acest acatist,
care cu acest scop este el făcut să ne ajute în asemenea situații, o să vedeți că o să aveți un pic mai multă claritate în minte, un pic mai multă flexibilitate, cursivitate și credeți-mă că procesele noastre psihice parcă se mai luminează, să zicem, se mai mobilizează și subconștientul nostru va fi mai pregătit să ne ajute și noi să trecem prin acel examen, interviu, probă un pic mai ușor. Ar fi bine să aplicați acest lucru și să verificați dacă funcționează, dar nu respingeți din start până când nu verificați dacă funcționează. Dragilor, pentru că suntem la o sesiune, o nouă sesiune de Camelia Coffee, bineînțeles că eu am niște lucrușoare aici tare, drăguțe și de-abia aștept să vi le prezint și încep cu lumina, da? Încep cu lumina de la înviere, știți că tot de la înviere tot aprind lumina de atunci, de la acest eveniment. Am cănița de Camelia Coffee, da? Cănița noastră tradițională, da? Pe care am făcut-o când am împlinit deja 2 ani de Camelia Coffee, suntem pe al treilea, da? Am o icoană cu totul și cu totul specială, să știți, este moștenire de familie și nu exagerez când spun acest lucru. Acum observam că are ceva pe ea aici, pe care nu reușesc să îndepărtez. Deci, este o iconiță foarte veche, să știți, are o ramă de plastic, într-adevăr, pentru că așa am moștenit-o, da? Ea se sprijină, se pune undeva, eu o am într-o vitrină. Este Domnul nostru Iisus Hristos în rugăciune. Ea este o imagine 3D, i-am zice noi, da? Pentru că cumva orientată în mai multe poziții, se vede altfel de fiecare dată, da, când o miști, cumva, nu știu cât reușiți voi, da, uitându-vă așa, acolo sunt convinsă că nu vă dați seama, pentru că mai sunt și alte umbre, reflexii, lumini și alte chestii care cumva perturbă aceste efecte. Am văzut și eu că scrie pe această imagine în spate că este made in Japan, da, această icoană. Știu că este de la nașa mea, știu sursa, ea călătorea foarte mult, nașa mea Florina, călătorea foarte mult prin lume, chiar din cele mai vechi timpuri pe care le știu eu, o știu pe nașa mea, și aducea și ea de pe acolo tot felul de lucruri care la noi erau wow, spectaculoase, ne bucuram sufletul admirându-ne, uitându-ne la ele. Asemenea vederi, că erau cam niște vederi, da? Niște ilustrate acestea, care orientate în diferite poziții dau diferite imagini, da? Imagini, de fapt, poziția personajului și acțiunile se schimbă cu fiecare orientare pe care noi o dăm în poziție. Și bineînțeles că aici mai am ceva, dragilor, și m-am tot gândit, știți că aveam eu un coșuleț cu floricele și n-am fost tare mulțumită așa de cum mai arată și m-am gândit să vă arăt pentru că am făcut un gând cu tâlc cu floarea mea ruj, așa, și m-am gândit să vă arăt așa în direct, cred că v-ar plăcea să vedeți. Este naturală, să știți, este foarte, foarte lungă și bogată, de asta mi-a fost greu să o aduc aici, ca nu cumva să-i cadă rujurile. Ce credeți că sunt rujurile? Dragii mei, sunt niște floricele pe care ea le face și o să o dau mai aproape să vedeți, așa se numește floare ruj, uitați-vă, ele nu sunt la maturitate florile aici, da? Sunt cumva necoapte, să le zicem, da? Încă vers. Dar ele când ajung floricelele la maturitate sunt roșii, precum rujul și au o formă, da, chiar imită rujul. Am aici una care este cam uscată, vedeți, da, s-a și desprins. Ei, ea are multe floricele acum, ia uitați-vă, este plină de floricele, dar încă nu sunt ajunse la maturitate. E foarte, foarte interesantă, deja a crescut foarte mult numai pe o parte și ca să o echilibrăm, pentru că altfel ea cade, se descentrează, am pus niște
pietricele în partea cealaltă și mi-aduc aminte că eu la gândul cu tâlc am vorbit despre relații când arătam floarea ruși și uite că nu am menționat că se poate întâmpla și într-o relație să fie descentrată, să zicem, da, să nu fie echilibrată relația și cumva unul să-l tragă pe celălalt cumva într-o parte așa, să nu fie înțelegere, să nu fie respect, iubire, cum ar trebui să fie, armonie și atunci, ca să zicem așa, sistemul, familia, relația respectivă să se șubrezească și cumva tot sistemul să cadă, adică familia până la separare. Acum, da, mi-a venit gândul că totuși ar trebui să-mi închei gândul cu tâlc, chiar dacă o fac acum, este interesantă ideea și ar fi bine să ținem cont de ea, că echilibru este, ca să zicem, modalitatea prin care putem să punem ordine în viața noastră. Este singura cale, să știți, echilibru. Nu este vorba despre a conduce cineva, despre a fi superior unul celuilalt, despre a vrea să domine, nu este vorba despre asta, ci este vorba despre armonie, echilibru, pentru că noi ne completăm, suntem diferiți și cumva prin alegerile pe care le facem când ne căsătorim, ne completăm. Asta facem, dragii mei. Bun, acum că am văzut ce avem aici, cred că am arătat, da, toate lucrușoarele. Vreau să vă zic că în această seară avem o temă super, super frumoasă, puterea lui Eu Pot. Și această temă mi-a fost inspirată de o poveste tare drăguță, căreia o să-i dau citire la un moment dat la reflecție, știți cum fac eu de obicei, de un prieten de-al nostru care și pune întrebări mereu, este vorba de Octavian, nu știu dacă e aici cu noi, el era pe drum într-o misiune specială să-l ducă pe cumnatul, nu știu dacă e cu noi, dar va vedea în reluare sesiunea. Și văzând povestioara aceasta, o cunoșteam povestioara, dar faptul, deci mi-a readus-o în atenție, m-am gândit că nu am vorbit, sau poate am vorbit vreodată, nu va fi la fel, niciodată nu e la fel, să știți, chiar dacă aș relua, să zicem, o sesiune cu un subiect despre care am mai vorbit, vă asigur că n-ar fi la fel. Atât de multe gânduri și idei am, de la o zi la alta, știți, parcă curge mai mult debitul, știți cum zic eu, că eu curg către voi, da? Ideile, creativitatea și creativitatea, să știți că este un organ care se dezvoltă, da, pe măsură ce îl folosești. A, e Elena, sora, ce că sunt eu, el va revedea sau nu știu cum că sunt în mașină. A, așa. Va vedea, sunt sigură. Dar Elena e sora aici care îl reprezintă și pe el. Bun, dragilor, deci în această seară vom vorbi despre puterea lui Eu Pot. Și acum aș vrea să vă întreb ca de fiecare dată cum a fost săptămâna voastră. Am avut o săptămână frumoasă, nu-i așa? Știați că avem mini-vacanță. Încă probabil că vă bucurați unii dintre voi de mini-vacanța aceasta de Rusalii. Și bine faceți, dragii mei, că vă bucurați. E vară, e vacanță, să fie bucurie, să fie viață, să fie frumos, da? Pentru că viața e frumoasă, merită trăită, noi merităm, da? Și să ne oferim sufletului acele bucurii, să ne oferim plăceri, mai mici sau mai mari, fiecare după cum poate, dar au niște limite, dragii mei, da? Respectând acele limite, nu impuse de oameni, nu impuse, ci doar de bun simț, le zicem noi. De cine credeți voi că sunt ele făcute? Niște legi așa și niște norme de care ar fi bine să ținem noi cont ca să ne fie bine? Evident, de Dumnezeu, de Creatorul, de Tatăl, de Tatăl nostru ceresc. Bun. Deci luni am început cu voi, cu sesiunea Viața ca un spectacol și sper că v-a plăcut această sesiune. Dacă nu, să știți că o găsiți pe YouTube, de acolo puteți să dați share cui vreți voi, găsiți toate sesiunile, toate cuvintele cu tâlc. Apropo, la cuvintele cu tâlc am ajuns la numărul 63 astăzi și
Eu sper că vă ajută acele gânduri cu tâlc. Cel puțin ăsta este feedback-ul meu de la unii dintre voi care îmi dați feedback, da? Marți, în Clubul Femeilor Puternice, am vorbit despre frumusețe, da? Tu te simți frumoasă, așa s-a numit tema noastră, și când am atins acest subiect, evident că ne-am referit la frumusețea exterioară ca și efect al frumuseții interioare. Pentru că frumusețea interioară este cea care dictează, ca să zicem, și izvorul frumuseții exterioare. Pentru că dacă un om este mic, nu zic urât, da? Este mic pe dinăuntru, cum credeți că va arăta el? Va fi strălucitor și minunat pe din afară, chiar dacă va avea trăsăturile da, în armonie, va fi, noi am spune, drăguț, că arată bine, sigur că da, da, va fi ceva acolo, da, care cumva îl va trăda. Ați văzut că ne trădează chipul, fața, privirea, da, luminițele din ochi, cum zic eu, ne trădează când suntem oameni buni, credibili, suntem onești, suntem sinceri, suntem bine intenționați, suntem lumină pe dinăuntru, da? Când suntem lumină pe dinăuntru, lumina se vede și pe chip și o avem și în ochi, luminițele acelea. Când suntem întuneric pe dinăuntru, tristețe, deznădejde, frustrare, furie, ură, gelozie, invidie, supărare de orice fel, boală, întuneric pe dinăuntru, când suntem întuneric pe dinăuntru, nu putem fi luminoși pe din afară. Are sens, nu? Adică e logic. Ce e înăuntru e și în afară, ce e sus este și jos. Da? Deci pur și simplu este o lege. Indiferent că este mic, mare, sus, jos, unde s-ar poziționa, suntem un sistem și reflectăm în toate celelalte dimensiuni ceea ce suntem noi cu adevărat, să știți. Nu ce vrem să arătăm. Apropo, știu că noi oamenii vrem să mai fentăm, da? Vrem să mai fentăm, să nu ne arătăm, să ne protejăm, să nu râdă ceilalți, să nu ne judece, să, din diferite motive, nu lăsăm garda jos, zicem noi, da? Și mai purtăm și măști, mai intrăm și în alte roluri. Indiferent ce am vrea noi să transmitem și să arătăm în afară, să știți, până la urmă se citește tot ce este înăuntru. Și chiar dacă reușim, să zicem, pe timp scurt, să disimulăm anumite stări interioare, adică ceilalți să nu-și facă griji, poate vrem să-i protejăm pe ceilalți, poate nu mă simt bine, poate am niște gânduri ale mele și vreau să mi le păstrez ca să nu le încarc și pe celălalt, da, cu ele, și mă gândesc că n-au relevanță pentru el și de ce să-i fac și lui asta. Și atunci mă lupt eu cu ele, da, în mintea mea. Sigur că aceste gânduri de îngrijorare, de ce ar fi ele, până la urmă se reflectă pe chipul meu, da? Care va fi crispat, va fi întristat, va fi... se cunoaște. Bun, deci marți am avut această sesiune în club foarte bună despre frumusețe, despre această relație dintre viața noastră, acțiunile noastre, atitudinea, modul cum gândim, modul cum ne raportăm la noi. Evident, ajungem la imaginea de sine, care este, ca să știți, ingredientul principal al reușitei, al succesului. Când avem încredere în noi, sigur că un om încrezător se simte în control, sigur pe sine, are o altă atitudine, transmite altceva și are mai multe șanse de reușite. Pe când un om, da, în poziția turtle, da, broască țestoasă, așa, sigur, care nu are încredere în el și pleacă la luptă, da, pleacă să realizeze, să o obțină, să facă ceva, să reușească ceva, dar cu gândul că nu va reuși, evident că își va da dreptate până la urmă. Știam eu, mai bine nu mă mai duceam, da? Că știam eu că n-o să reușesc. Și se străduiește să-și demonstreze lui și celorlalți că el are dreptate, n-o să reușească. Mare, mare păcăleală.
Bun, deci asta în Clubul Femeilor Puternice a fost ca și o anticipare, să zicem, a temei din această seară. Dragii mei, cum spuneam, toate gândurile cu tâlc, toate sesiunile de Camelia Coffin le găsiți pe YouTube, pe TikTok găsiți gândurile cu tâlc, pe Facebook și pe Instagram, da? Deocamdată doar pe astea sunt. nu știu dacă voi mai ajunge și pe... Sunt multe chestii, știu că mai există, dar mi-ajung astea, să știți, deocamdată. Bun, și în weekend, bineînțeles, v-am învățat acum vara, fug și respir și mă înrădăcinez, da, și mi-au energia de acolo, de unde credeți, din locul meu pe care îl consider natal, în care m-am pomenit, la Govora, bineînțeles, unde, dincolo de relația specială sufletească pe care o am eu cu locul acesta, cu totul special în viața mea, chiar este un loc special pentru toată lumea și chiar vorbeam cu cineva care mi-a dat niște materiale și chiar mă gândeam că ar fi bine să vorbesc despre ele, dar altă dată să le promovez și să vă spun niște lucruri drăguțe despre băile Govora pe care nu le-am știut nici eu, să știți, le-am aflat acum. Și de câte ori aflu câte ceva, da, tot mă minunez așa în ce loc binecuvântat m-a plantat Dumnezeu, ca să zic. Și de acolo îmi extrag eu seva, puterea, da, energia și vin aici la Slatina cu ea și din energia aceasta încerc să fac lucruri frumoase pentru oameni. Și în weekend, pentru că a fost sărbătoare, pentru că de Rusalii am fost la Bistrița, v-am pus și vouă acolo, da? Astăzi am fost la mănăstirea Clocociova aici la noi. E acolo părintele Nicolae, care mi-e foarte drag mie și mă inspiră și pe mine foarte mult domnia sa. Și am fost să-mi hrănesc sufletul cu cuvântul duhovnicesc al Sfinției sale. Dragilor, la recunoștință, eu astăzi vreau să fiu recunoscătoare pentru eu pot al meu. Ați auzit bine, da? Și eu am nevoie să cred că pot. Să știți că dacă n-aș fi gândit că eu pot, n-aș fi acum în fața voastră. Știți cât mi-a trebuit ca să am curajul să mi-l adun și să mă afișez și să ies în fața voastră aici? Știți cât mi-a trebuit? Știți, hai că știți, v-am povestit de atâtea ori cum a fost și voi știți cum a fost, da? Cât de greu mi-a fost, mi-ați stat alături, m-ați încurajat, mi-ați dat feedback, vă mulțumesc, ați pus întrebări și mereu spun că întrebările voastre au dat sens întâlnirilor noastre și pentru toate aceste lucruri pe care eu le-am obținut și prin care am crescut odată cu voi, da? Eu vă mulțumesc. Deci creștem împreună. Asta este frumusețea la Camelia Coffin. Creștem împreună. Cu fiecare sesiune eu mă simt mai puternică, împuternicită de voi și mi-ar plăcea să cred că și voi vă simțiți mai puternici, împuterniciți de mine. Asta este puterea noastră a tuturor, da? Să gândim că eu pot. Fiecare unde este plantat, acolo individual și împreună putem, avem acest eu pot, unul mai puternic, da? Multiplicat. Deci fix cum este la Sfânta Treime, trei persoane distincte, diferite și totuși aceeași persoană, da? Deci trei persoane diferite într-un Dumnezeu unic, special și care creatorul nostru, da, Tatăl nostru Ceresc. E, așa cum este în Sfânta Treime, care se regăsește în fiecare dintre noi, da, prin mintea noastră, conștiința este Tatăl, corpul fizic care este exprimarea, manifestarea conștiinței noastre, da, prin ceea ce facem, prin acțiuni, este Fiul care a venit pe pământ să ne dea model de viață, care a acționat și a exprimat voința Tatălui și Duhul Sfânt care este ce? Spiritul nostru, dragilor, energia noastră. Deci, noi suntem, fiecare dintre noi, expresia Sfintei Treimi. Bun, asta este alt subiect. Și
Dragilor, la reflecție vreau să vă spun o povestioară tare drăguță și vă îndemnam eu să vă luați copiii lângă voi, nu știu. Alina, ai copilașii lângă tine? A? Hai să vedem. Bun, odată vreo 10 broaște s-au hotărât să se ia la întrecere, să urce până în vârful unui turn. S-au adunat mulți privitori să vadă isprava și pariau că nu va reuși nicio broască să ajungă până sus. Iar broaștele i-au auzit pe cei ce vorbeau, da, care se îndoiau de reușita lor. A început întrecerea și multe dintre sportivele noastre au renunțat după prima încercare nereușită. Singură broască s-a străduit și a reușit să ajungă până sus. Era surdă. Morala? Când credem că putem, chiar putem, dragilor. Și un alt gând, când credem că nu putem, nu ne poate contrazice nimeni, nici măcar noi pe noi, da? Când am crezut că nu putem și am mai și exprimat-o pe gură, eu nu pot să fac asta, chiar nu o să pot. Pentru că deja m-am limitat, mi-am trasat, ca să zicem, bariere și limite și nici nu voi putea. Și o altă morală, ar fi bine să fim surzi la descurajările celorlalți. Vedeți, toți, dragii mei, avem prieteni. Să știți, nu-i acuz pe toți și nu vreau să mă gândesc că sunt rău intenționați și, cum să spun, într-un mod intenționat mă descurajează. Și noi descurajăm pe copiii noștri și poate o să ziceți, da, dar din iubire și nu-mi dau seama că de fapt este o descurajare. Da, ai mă, poți tu să faci asta, te duci tu acolo, da, ia vezi tu de treabă, că nu e chestia aia de tine, știți? O facem. O facem și ca părinți și nouă ni s-a făcut treaba asta. Deci, dragilor, descurajarea, și vorbeam la gândul cu tâlc despre ce înseamnă încurajare, în curaj, să fii în curaj, și ce înseamnă descurajare, adică ieși din curaj. Nu mai ai curaj. Deci, nu mai ai încredere în tine, nu mai ai putere. Deci, acea putere nu mai există, eu pot, dar nu mai există, nu mai are subconștientul nostru, nu mai are forța să ne ajute, pentru că noi i-am dat mesajul și i-am spus, ia vezi, bă, de treaba ta acolo, eu gândesc că nu pot, da, și tu asta ai de făcut, să-mi arăți că eu nu pot, da, adică minții mele, subconștientului, practic când eu am gândit că nu pot, asta i-am spus. Să nu mă ajute, da? Pentru că eu nu pot. Bun. Deci, dragilor, putem reuși dacă alții nu cred în noi. Dar dacă noi nu credem în noi, n-avem nicio șansă, să știți. Indiferent cine ce ne-ar spune de pe margine, dacă noi credem în noi, vom reuși. Dar dacă eu nu cred în mine, da? Și nu cred. Și ceilalți mă încurajează, săracii de pe margine, da? Dar eu nu cred în mine, nici o iotă din ce îmi spun ăștia de pe lângă mine. Ce credeți voi că se va întâmpla? Bineînțeles că cuvântul lor nu are prea multă valoare dacă eu cred că nu pot. Mare atenție la ce credeți, pentru că indiferent ce credeți, consumați în creier aceeași cantitate de energie. Mă credeți sau nu? Dragii mei, ori de gândiți că puteți, ori de gândiți că nu puteți, este aceeași cantitate de energie. Nici mai mult, nici mai puțin. Dar efectele, dragilor, sunt total diferite. Efectele pot fi spectaculoase, să vă lanseze în viață, da? Ca bătaia pe trambulină, să vă arunce cât mai sus, sau din contră,
să vă blocheze, să vă stopeze și să rămâneți pe loc cu niște frustrări și regrete și la un moment dat să regretați, bă, ce prost am fost că n-am încercat chestia asta, ce prost am fost că m-am luat eu după, ei, și dacă încercam ce era? Dragilor, și dacă încercați, ce se poate întâmpla? Să eșuăm, învățăm, un pas în fund, un șut în fund, un pas înainte, da? Învățăm și o luăm de la capăt. Mai învățăm puțin, mai aplicăm, iar o luăm de la capăt, iar, da? Până la urmă, vă asigur. Deci știți ce este eșecul? Pas către succes. Deci până când nu eșuezi, până când nu te bâlbâi, cum înveți vorbitul în public? Păi trebuie să transpiri, trebuie să uiți discursul, cuvintele, trebuie să te bâlbâi, trebuie să te oi, trebuie să te scarpini, să te plimbi, să faci, să dregi, să... Până când vei învăța să conștientizezi toate aceste lucruri și să-ți iasă și să nu mai faci nimic din toate acestea. Da? Dar le vei face pe rând. Asta e vestea bună. Deci faci ceva, înveți, te uiți la tine, te înregistrezi pe video. Apropo, da, la public speaking așa se face. Ah, și să mai știți ceva. O să dau drumul la un curs de comunicare care o să aibă o componentă de public speaking. Știți că sunt pasionată de vorbitul în public, am câștigat niște premii, mă rog, am niște rezultate de care sunt tare mândră, ca să nu zic altfel, și din ceea ce știu eu, da, dacă sunteți amatori, să învățați să vorbiți în public și când vorbim despre învățatul în public, nu vă imaginați că trebuie să țineți speech la microfon pe scenă. Vorbim în public și la servici când ne adresăm echipei, vorbim în public și la ședința copilului când mergem la școală și vrem să luăm cuvântul, da, în clasă să ne susținem punctul de vedere. Vorbim în public și când vorbesc cu șeful și îmi susțin o idee sau vreau o mărire de salariu, vorbesc în public când prezint un proiect, un program. Deci toată ziua vorbim în public, vă asigur. Dacă sunteți acasă și nu lucrați nicăieri, vă cred. Dar în rest, toată lumea vorbește în public. Deci, știi ce înseamnă public? Deci, dacă ești cu cineva, deja ești în public. Să ne înțelegem, da? Bun, deci ca să rețineți, puteți să-mi și-mi dați mesaje, să-mi spuneți dacă vă interesează. Și acum, dragilor, după ce cred eu că ați reținut morala, cum este cu broscuțele noastre care s-au descurajat, și apropo de descurajare, și la noi se întâmplă așa, știți că sunt oameni pe margine ca în tribună, ne văd și unii ne încurajează, ne aplaudă, ne susțin, da, ca la meci, așa, hai, alții ce fac? Alții chitibușează și se uită, mă, bine ar fi să nu reușească ăsta, parcă ar reuși ei dacă nu reușești tu. Ce să facem? Mai avem și noi dăstea, invidia se numește, știți? Mai avem niște, avem de lucrat, să știți, știți voi despre dăstea. Bun, și acum vreau să trec la întrebări, pentru că avem multe, să știți, multe întrebări primite de la prietenii noștri, cărora le mulțumesc și sunt parte din ei aici. Și încep cu o, așa cum au fost ele postate și cum le-am cules eu, ca să știți. Octavian întreabă așa, el mai degrabă era o postare a lui sub o formă de glumă, da? Tulburare de personalitate, sufletul merge la mare și corpul merge la muncă. Cum e? Și eu am preluat și chiar era acolo o întrebare pentru psiholog. Zic, o preiau la Camelia Coffee și mi-a dat deslegare. Dragilor, păi tuturor ni se întâmplă, hai să fim serioși. Sunt momente, mai ales acum vara, când mintea noastră chiar o ia înaintea noastră la mare. Mintea e la mare și noi putem fi la birou, la lucru, da? Sigur că ni se întâmplă tuturor. Parem la copii, nu mai vorbesc, da? Când se apropie vacanța, deja ei nu mai sunt pe aici, decât cu corpul fizic. Se întâmplă. Dar atât vreau să zic la asta, că dacă nu facem ce trebuie când trebuie, nu vom ajunge să facem ce vrem când vrem. Deci sunt situații și momente când trebuie să facem ce trebuie, pur și simplu. Vrem, nu vrem,
Trebuie să o facem. Și știți ce e mai rău când trebuie să facem ceva ca să nu fie o impunere, să nu fie presiune pe noi? Știți cum ar trebui să gândim că vrem? Decât să mă gândesc, bă, frate, trebuie să termin proiectul ăsta până mâine, n-am niciun chef de el. Cum ar fi să mă gândesc, trebuie să termin proiectul ăsta, da, până mâine, hai să văd, îmi sumet mânecuțele, da, scuip în palme, așa, și mă apuc de lucru, frate, cu energie, așa, până mâine să-l dau gata, da? Aud chestia asta, îmi iau concediu de pe data de, dar ce am până pe data de, e dezastru, am lucrări de predat, am atâtea proiecte, atâtea chestii, o să-mi iasă așa, când o să plec, o să plec varză, de-abia aștept și nu știu ce de-abia aștept, să plec, să... Dragilor, deci foarte mult contează atitudinea. Sunt lucruri pe care le fac și eu că trebuie și nu neapărat că mi-s dragi. Și știți care sunt, nu? Mă refer la scriptologie, la contabilitate, la chestii de-astea care țin de documente, da? De evidență. Nu îmi plac astea de niciun fel. Dar când trebuie să fac, mă mobilizez și zic, hai Camelia, apucă-te, că tot tu o faci, tot treaba ta e, mai bine e să-ți placă decât să nu-ți placă. Și hai să o fac din energia asta că îmi place și mă motivez eu acolo cumva, mă premiez, încerc să-mi creez așa o motivație specială ca să mă apuc, da? Să mă apuc pentru că trebuie. Deci, tuturor mi se întâmplă, n-aș putea să zic că e un păcat, decât, acum are atenție, dacă nu dau tot ce pot aici. Și dacă eu sunt cu mintea la mare, nu zic cu sorcova, da, suntem la mare acum că e vară, n-o să dau 100% aici ce pot. Și aici, într-adevăr, nu sunt de acord. Și de ce nu sunt de acord? Pentru că n-o să fiu mulțumit de mine la un moment dat și lucrul acesta se va revărsa, se va reflecta în rezultatele mele, în atitudinea mea ulterioară, în efectele pe care le vor produce activitățile mele. Dacă eu fac activități așa să fie făcute, da? Cu 50% performanță din ce pot eu, ce credeți? Se va cunoaște acest lucru? Sigur că se va cunoaște. Se va cunoaște. Și voi vă dați seama, când cineva nu este acolo, nu face, noi zicem, din suflet, nu face cu totul, da? Cu totul, să dea tot ce poate el. Sigur că se cunoaște asta. Și credeți-mă că nimeni nu merită să primească jumătate din ce putem noi da. Vouă vă place să primiți de la ceilalți jumătate din ce pot ei da? Și mă refer aici la calitate, la performanță, la activitățile lor pe care le fac pentru voi, v-ar place? Ia gândiți-vă, putem face o mâncare doar pe jumătate? Se poate mânca dacă ea este neterminată? Ia gândiți-vă. Nu se poate mânca, da? Probabil o să fie zarzavaturile crude, semifierte, carnea, mă rog, ce fel de mâncare e acolo. Dacă nu este 100% terminată, da, finalizată, de pregătit, sigur că nu se poate consuma cu plăcere. Ei, cam așa e în toate lucrurile, să știți. Dacă el, fiecare lucru are și el o durată, un termen, o să se finalizeze. Și trebuie să respectăm și termenul, și durata, dar mai ales rețeta la preparate, dar când vorbim de a face acțiuni, lucruri, proiecte, nu știu, diferite, trebuie să respectăm ceea ce este de făcut și să facem bine mai ales, da? Bun, a doua întrebare, nu știu dacă este tot de la Octavian sau este de la Elena, că văd că n-am notat aici. Nu știu, voi spuneți, Elena, ești aici și tu ți-o recunoști. Nu-i da omului mai mult bine decât poate să ducă. Adeseori avem impresia că pentru a ne simplifica viețile și a fi fericiți, trebuie să eliminăm tot ce e urât, neplăcut și nepotrivit. Foarte adevărat. Dar și prea mult dintr-un lucru minunat este tot prea mult.
cum ne dăm seama care este proporția corectă între tot ce vrem să facem și cât putem să ducem efectiv. Da, este a lui Octavian. De-aia nu scrisesem, pentru că era sub prima lui întrebare. De asta n-am... Dar citind-o mi-am dat seama că este lui. Este a lui. Dragilor, foarte bună întrebare. Și aici este vorba despre dreapta măsură. Vedeți, noi am devenit foarte comozi ca oameni. Ne place luxul, comoditatea, să avem condiții, să ne fie cât mai ușor. Ne creăm, ca să zicem așa, condițiile, circumstanțele, mediul din ce în ce mai... care să ne ajute să ne fie mai ușor, ca să zic așa, ca să nu mă repet cu același cuvânt, da? Care cultivă comoditatea noastră. Vedeți, omul prin firea lui, dacă omul nu muncește, să transpire, da? Noi am zice să muncească din greu. Dar omul are nevoie să muncească, să se facă util, da? Dacă omul nu este în această postură, el nu se simte împlinit, să știți. Noi ne simțim împliniți prin ceea ce facem pentru ceilalți. Este foarte adevărat că societatea în ultimul timp încurajează un stil de viață ușor. Da? Chiar în fiecare zi, să știți că mă gândesc la acest lucru. Deci noi îi încurajăm pe copii să nu-și facă patul, să nu-și strângă jucăriile. De ce? Pentru că nu avem niște reguli, nu impunem niște reguli. Reguli, doamna, ce reguli? Nici să n-auzim de reguli. Vedeți, știți că stăm foarte prost oamenii la disciplină și la autodisciplină. Ce să mai vorbesc? Suntem praf. Nimic nu facem, să știți, fără disciplină și fără reguli, pentru că omul, când se lasă în voia subconștientului, a plăcerilor, este tentat să fenteze, ca să zicem așa, să mai dea peste ochi, să fie superficial, să nu pună osul la treabă, zicem noi, și știm cu toții ce fac acești dorei, da? Câte anomalii, câte caragioslâcuri, câte chestii întâlnim, așa, făcute de oameni care trăiesc prea ușor, superficial, da? Care nu sunt învățați nici să gândească, să știți că se gândește foarte greu. Da? Cantitatea de energie pentru gândire, deci acolo motorul, calculatorul nostru, creierul când merge, este consumator de energie mare, multă energie, da? Să știți, da? Deci e greu să gândești, e greu să faci, da? Să acționezi, este greu. Chiar și să mănânci. Apropo de povestea cu, știți, cu acel leneș, da, lui Ion Creangă, care a preferat să fie spânzurat decât să mestece posmagii. Deci, sunt oameni, bineînțeles că este o exagerare, dar sunt oameni cărora le este greu să facă orice. Sunt foarte comozi, foarte leneși. Eu mă uit acum la tendința, să știți, că este îngrijorătoare, vă spun, la tineri, la copii. Copiii sunt foarte comozi, foarte comozi. Da? Le este foarte greu. Să știți că această dependență de telefon, de gadgeturi în general, unul dintre simptomele dependenței este această lene care se instalează. Deci este o lene patologică, o lene îngrijorătoare. Adică când intră acolo într-un joc, efectiv nu mai a apărut și Octavian. Bine ai venit, Octavian! Dacă ești pe drum, fii atent la volan, să știi. Poți să asculți, dar să fii atent la drum. Deci, aceste gadgeturi și dependența de ele, efectiv duc la instalarea acestei lene. Da? Această comoditate excesivă. Acum, omul, prin natura lui, îi place să aibă viața, o viață simplă, frumoasă, fericită, cum zice și el, să eliminăm, dacă se poate, total ce nu ne place, da? Ce este în disarmonie, în dezacord cu plăcerile noastre, da? Am vrea să eliminăm, dacă se poate,
Noroc că nu se poate. De ce zic noroc? Pentru că avem nevoie, să știți, mai mult de momente din acestea. Avem nevoie de toate. Pentru că doar așa învățăm să menținem dreapta măsură. Și, vedeți, oamenii vor să trăiască ușor, comod, să facă mai mult ce vor, să facă cum vor și mai puțin ce trebuie, că tot vorbeam înainte, da? Dreapta măsură nu stă decât în puterea omului, unde? În mintea lui. Doar omul însuși poate să mențină echilibrul între minte și rațiune. Și știți cine menține acest echilibru? Conștiința face asta. Conștiința este cea care menține echilibru între suflet și minte. Când omul este mult prea rațional, da, când este prea rațional, nu se bucură de viață. Deci tot timpul este tentat să gândească, să raționalizeze, să mentalizeze, pierde frumusețea prezentului, da? Nu, el din punct de vedere sufletesc, emoțional, zicem noi, inima lui nu e atât de vie, de caldă, da? De iubitoare, deci când omul e foarte rațional. Când omul este foarte sensibil, foarte aplecat, da, artiștii, ia gândiți-vă la artiști, ați văzut ce dau din ei, că ei sunt așa, fie ca un foc, fie ca o mare învolburată, fie, deci pur și simplu trăiesc emoțiile intens. Ei nu, rațiunea este în plan secund. Să știți că nu e foarte bine nici așa, nici așa, la extreme. Ci vorbim aici despre dreapta măsură, care este conștiința, ea păstrează echilibru. Cum ajungem acolo? Bună întrebare! Cu cât un om își dezvoltă mai mult conștiința și conștientizarea, da, și conștientizarea, prin ce? Prin autocunoaștere, prin credință, prin dezvoltare. Da? El cu el, prin dezvoltare personală, cu cât un om se înalță pe sine în conștiința sa, nu se înalță pe sine să se laude, să ne înțelegem, da? Din punct de vedere spiritual, cu cât se înalță mai mult, adică se trezește, își deschide inima, simțurile, zicem noi, ochii inimii, urechile inimii, da? Cu atât el va face și ce trebuie, fără să se simtă, cum să zic, obligat, și cu siguranță face și ce-i place, respectând această dreaptă măsură. Deci în acord cu limitele, ce limite? Că cu asta am început, ale legilor universale ale lui Dumnezeu. Deci conștiința unui om înălțat spiritual păstrează dreapta măsură. Nu știu, Octavian, cât am reușit să răspund. Dacă mai sunt alte nuanțe, îmi spui tu după aceea, da? Și îmi vine acum în minte, ca să înțelegeți și mai bine, următorul exemplu. În parcurile de joacă pentru copii sunt diferite aparate de joc, da? Și balansoarul acela unde se așează copiii la un capăt și la celălalt, da? Și ei se ridică pe rând ajutându-se, da? Ajutându-se unul pe celălalt, da? Să se ridice. Acum, imaginați-vă, copiii care se așează pe balansoar ar trebui, da, să aibă cam aceeași greutate. Dacă se așează un adult la un capăt și un copilaș la celălalt capăt, ghiciți ce se va întâmpla. Păi, numai adultul, dacă din picioare se sprijină în picioare și vrea să-l balanceze, da? Să se bucure copilul, poate să facă asta. Dar dacă și-ar da drumul, știți că este imposibil să se întâmple asta. De ce? Nu este echilibru acolo. Nu e echilibru. Și atunci, bineînțeles că copilul va fi mereu sus și adultul mereu jos. Așa este și cu mintea, da? Cu mintea, rațiunea,
comparativ cu inima. Deci, echilibru creierul de mână cu sufletul. Acest echilibru, conștiința noastră, prin dezvoltare, ajută să îl mențină. Deci, cum spunem noi, nici prea prea, nici foarte foarte. Trebuie să păstrăm o dreaptă măsură în viața noastră și să ne dorim. O să ziceți, păi ce nebun este, că cine e nebunul să-și dorească răul? Hai să ne înțelegem, nu despre rău e vorba și dacă vă gândiți când zic rău, vă gândiți la schimbare, este o percepție greșită. Pentru că unii dintre noi asimilează răul cu schimbarea, da, și invers. Când vorbim despre schimbare, gândiți-vă ca la ceva constructiv, da? Dintr-o schimbare să ieșiți mai îmbunătățiți, dați-vă voie să percepeți schimbarea ca pe ceva necesar, util și folositor. Nu ca pe ceva de care ne incomodează, ne strică viețile și ne face să suferim. Bun, deci părerea mea aceasta este, da? Este răspunsul meu la întrebarea lui Octavian. Acum, întrebarea Elenei. Ea zice așa, am întâlnit un om care mi-a spus mereu, hai că poți, pe dumneavoastră, adică de mine e vorba aici. Atunci aripile mele măricele au crescut, la un moment dat eram în permanent zbor, rezervorul era plin. Ce frumos ai zis, Elena! Să fie însă ușor să îți menții mereu echilibrul? Sau credeți că succesul unui om de a fi, nu de a avea, este să poată tot? Ce frumoasă întrebare, Elena! Te felicit încă o dată pentru ea! Minunată întrebare! Dragilor, într-adevăr că până acum am vorbit de echilibru. Este mai ușor să-ți menții echilibrul decât să ajungi la el. Să ajungem la echilibru e foarte greu, să știți. Și e cu lucru de sine, este cu răbdare, cu timp acordat nouă, cu investiții și resurse de toate felurile. La echilibru, la dreapta măsură, se ajunge destul de greu. Și cum ajungem? În mod intenționat. Deci nu ajungem din întâmplare niciodată acolo, să știți. Prin autocunoaștere, prin dezvoltare personală, lucru cu sine și credință. Deci ajunge la echilibru, deci Dumnezeu însuși, Universul, este echilibru. Când vorbim despre noi că ne dorim autocontrol, vrem să fim în armonie, în echilibru, vorbim despre a fi în comuniune cu Dumnezeu. Nu se poate să fii în echilibru fără Dumnezeu. Deci când ești fără Dumnezeu, ești rupt, ești pe arătură, ești în dezechilibru. Ori sus, ori jos. Apropo de balansoarul, vă dădeam exemplu, da? Ești ori pe sus, ori pe jos. Fie că ești prea rațional, fie că ești prea sensibil și exaltat, așa, și parcă ești în tiribombă, în viața ta rătăcit tot timpul, că mai sunt și din ăștia săracii, da? În orice caz, numai în echilibru nu ești. Nu există echilibru fără Dumnezeu. Deci, fără Dumnezeu, nu știm, nu recunoaștem dreapta măsură, pentru că El stabilește prin legile Lui acest echilibru. De la El învățăm echilibru, de la Dumnezeu. De ce a venit? De ce L-a trimis pe Fiul Lui pe pământ? Să ne învețe cum să trăim. Asta propovăduia Iisus. O viață în armonie. În armonie cu noi înșine, da? Să fim în pace cu noi. Și când ajung să fiu în pace cu mine, voi fi și cu ceilalți. Și cu Dumnezeu, că asta vrea Dumnezeu. Cum zicea Petrețuțea, omul fără Dumnezeu este un biet animal care vine de nicăieri și se îndreaptă către nicăieri. Deci, suntem, da? Un biet animal, fără Dumnezeu, fără conștiință. Bun, Carmen Niță zice așa, Elena, acesta a fost răspunsul meu pentru tine, cred că am,
Cred că am atins, da? Deci, e mai ușor să menținem când ajungem la echilibru, la autocontrol, da? Este mai ușor din punctul meu de vedere, deși putem să cădem, da? Și să ne înțelegem, este ok să cădem. Deci, eu nu zic că trebuie să zburăm tot timpul așa, pentru că și pasărea se mai așează, se mai odihnește. Avem nevoie să ne mai odihnim, să respirăm, este în regulă, încercăm lucruri noi, facem schimbări, e în regulă să eșuăm, e în regulă să ne luăm zborul din noi. Deci, viața este despre un zbor continuu. Că ne mai potignim, că ne mai accidentăm în zbor, apropo, da? Deci, sigur că avem și momente din acestea, dar viața este despre a zbura în general, da? Fie că ne odihnim, ne tragem sufletul, fie că traversăm și perioade mai dificile în care tempoul nostru, să zicem, da, nu ne înălțăm atât de sus sau mai și coborâm, sigur că se poate și așa, dar per total trebuie să zburăm. Și putem tot? Nu! nici nu trebuie să gândim că putem tot. Tot ce? La ce să ne gândim? N-avem cum tot, da? Fiecare conform inteligențelor multiple, fiecare dintre noi zburăm, să zicem, într-o direcție. Da? Fie că suntem mai dezvoltați pe inteligența cognitivă, da? pe cunoaștere, pe a ne folosi mintea, da? Fie că suntem mai inteligenți pe partea artistică, fie că suntem mai inteligenți pe partea practică, fiecare dintre noi suntem mai inteligenți și putem mai mult sau mai puțin în anumite direcții să fim desăvârșiți. Da, deci aspirăm să fim cât mai desăvârșiți, cât mai desăvârșiți. Și cine este modelul nostru? Da? Un model avem, da? Cine e? Mântuitorul. Tindem, măcar să tindem, să devenim din ce în ce mai buni. Și astăzi la gândul cu tâlc puneam chiar această reflecție, să fim în competiție cu noi, în fiecare zi un pic mai buni și să mă gândesc seara când pun capul pe pernă, da? Ce am făcut astăzi diferit? Prin ce sunt astăzi, prin ce pot fi mândră de mine în ziua de astăzi? Ce am făcut mai bine? Cu ce sunt mai bună față de ieri? Cu ce voi fi mai bună mâine față de astăzi? Poate învăț ceva nou, poate îmi șlefuiesc o abilitate, poate încerc o rețetă nouă, da, de o mâncare, poate încerc să fac diferit un proiect, încerc niște idei noi, niște... Habar n-am, da? Așa este, nu putem tot, de aceea unii pot ceva, alții altceva. Sigur că da, Elena. Deci Dumnezeu în diversitatea, astăzi Părintele Nicolae chiar a atins acest subiect, suntem atât de minunați, dragilor, în diversitatea, varietatea, suntem splendizi, fiecare dintre noi. Ar fi foarte monoton și plictisitor să fie toți oamenii într-un fel, n-ar avea cum. Da, să fim clonați, să fim, cum s-ar zice, da, procesele astea prin care se obțin la fel. Știți, suntem diferiți, purtăm cu noi inteligențe diferite, da, suntem mai pricepuți la anumite lucruri, da, eu, de exemplu, știți bine că partea mea foarte tare, ca să zicem, este aceasta de conectare, partea socială. Mă simt ca peștele în apă eu când sunt în public, da? Deci sunt... și mi-am și dezvoltat-o foarte mult, am mers pe partea asta foarte mult. Ei, vedeți, altul nu-i zic săracul, că n-am de ce să-i zic sărac, dar mă gândesc acum la IT-iști. În general, IT-iștii sunt niște oameni foarte introvertiți, da? Ei nu au acest talent, da? Abilitate, inteligență a comunicării verbale. Deci, ei procesează și fac niște lucruri extraordinare din mintea lor, da? Pe care eu nu le înțeleg, de exemplu, apropo, da?
Deci lucrează, procesează creierul lor, funcționează diferit. Să știți că creierul nostru se reconfigurează, se numește neuroplasticitate. Pe ce criterii? Pe baza activităților pe care le facem în mod frecvent, cu preponderență. Deci creierul unui artist arată într-un fel, al unui artist, da, să zicem pictor, arată în alt fel, dacă asta face, pictează, da? Și creierul unui speaker, care numai asta face, da, speaker. Așa, deci fiecare dintre noi avem creierele configurate în funcție de educație, am zice noi, da, în funcție de activitățile predominante, în funcție de convingeri și ceea ce suntem noi. Și evident în funcție de, ce ia ziceți voi, de nivelul nostru de spiritualitate. Sigur că are o importanță majoră, pentru că într-un fel vede lucrurile un medic, un profesor, un psiholog, un care este și cu Dumnezeu, da? Într-un fel, ca să ne înțelegem, în alt fel le vede un medic și un așa care n-are treabă cu Dumnezeu. Adică, cumva, să știți că sunt perspective diferite asupra bolii, asupra relației dintre bolnav și mediu și toate celelalte. Sunt foarte multe variabile aici, da? De discutat. Da, Elena, da, mulțumesc că ai revenit cu așa că îmi scăpase chestia asta. Deci, tindem să ne desăvârșim, nu avem cum să putem tot, nici nu trebuie să ne gândim așa, da? Și este foarte în regulă să desăvârșim potențialul nostru. Ceea ce a plantat Dumnezeu în mine, acolo în rezervor, resursele, talanții pe care mi-a pus, aceea eu am menirea, obligația chiar să-i mulțesc, să mă desăvârșesc și să dau tot ce pot din mine pe treaba aia, da? Pe culoarul ăla pentru care eu am fost creat, ca să zic așa. Da? Bun, revin la întrebarea lui Carmen Niță și ea zice așa: când nu mai pot, mai pot puțin, îmi fac semnul crucii și mă rog, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doamne, dă-mi putere să duc până la capăt tot ce mi-am propus sau să-mi arate măicuța Domnului calea cea bună. Niciodată Dumnezeu nu ne lasă. Ne dă putere să mergem mai departe. Târâși, grăpiși, important este să nu ne lăsăm pradă deznădejdii. Credeți că rugăciunea influențează atitudinea noastră în fața greutăților? Eu sunt convinsă de acest lucru, spune ea. Mulțumesc, Carmen, ce pledoarie minunată pentru rugăciune. Și ai dreptate, draga mea, să fii convinsă, pentru că și eu sunt convinsă. Vedeți, eu ca un om care lucrez cu oamenii căzuți în deznădejde. Apropo, condoleanțe Carmen din nou și aici. Carmen tocmai este după pierderea persoanei, cum să zic, mama ei. Deci, din punct de vedere când și biologic și spiritual, când îți mor părinții, deci se schimbă totul, așa, știți? Da, este o durere și o suferință crudă. Da, și pe ea rugăciunea a ajutat-o și o ajută și o cunosc pe Carmen, știu cât este de evlavioasă și cât crede și cât pe partea aceasta a plecată spiritual. Și vă spun, dragii mei, că într-un fel trece un om cu nădejde în înviere, în speranță, în iubire, în mila lui Dumnezeu, într-un fel trece acest om care se simte cumva mângâiat de Dumnezeu în asemenea momente, da? Îl simte pe Dumnezeu acolo și că îl ține de mână. Se simte mângâiat, se simte mai ușor, mai protejat în anumite situații. Și în altfel se simte omul frunză în vânt, care n-are niciun fel de credință, de repere, mă refer la Dumnezeu.
Da? Și valorile spirituale acestea care țin de credință. Să știți că este o mare diferență între abordare, între atitudine, modul cum se gândește și unul și celălalt și atitudinea pe care o au în viață. Mare diferență. În timp ce oamenii fără Dumnezeu chiar cad în deznădejde foarte ușor și fac depresie și anxietate și se luptă cu tot felul de neputințe, neputințe personale, limitări, blocaje și văd viața ca pe un război, o luptă continuă, da? Și ei, uite așa, și dă-i și luptă, și dă-i și luptă, vorba lui Caragiale, înțelegeți așa? Așa sunt acești oameni, hei, rupiști. Și de ce se luptă și așa? Parcă știți cum e omul care simte că se neacă, nu știe să nuate și așa? El dă haotic, se zbate. Și ce face? Se salvează? Nu, dragii mei, nu se salvează, din contră, da? Mai rău. Sau dacă în nisipuri mișcătoare, ferească Dumnezeu, în nisipuri mișcătoare, acelea care te înghit, dacă tu începi să te zbați așa, te înghite, da? Mai ușor. Deci, strategia ca să reușești să ieși este alta. Să te liniștești, să fii centrat, să fii în control, da, cumva cu cât stai, ești mai stabil, cu atât ai șanse, da, cumva să gândești o soluție, să tragi de timp, cel mai, și asta este o chestie, da, poate între timp se întâmplă ceva, apare cineva, ți se întinde un băț și reușești să scapi. Altfel, dragii mei, vedeți, așa este și cu Dumnezeu. Dumnezeu e colacul nostru de salvare, e cel care ne sprijină, ne ajută, El ne-a trimis pe pământ, ne-a creat, El când dispune, da, și se termină misiunea noastră, încetăm, trecem dincolo, da, lăsăm corpul fizic aici și trecem dincolo liberi cu ceea ce suntem noi. Deci omul fără Dumnezeu este rătăcit, pierdut, în întuneric, dragilor, plin de frici, plin de spaimă, deznădăjduit, căzut, pune accentul pe valorile acestea materiale, e pierdut în lume, este furat de duhul lumii, de provocări, de ispite, de toate felurile, are gândirea încețoșată, umbrită. Nu vede lucrurile, să știți, foarte clar și corect. Sunt oameni care au, știți bine, valorile pe invers. Ce vede, ce am vedea noi și am spune că este corect și adevăr, el le vede invers. Adică tu îi spui că el e alb, el vede roșu. Da, deci diferențe de percepție, de gândire. Are legătură, Carmen, și eu îți mulțumesc pentru întrebarea asta grozavă, da? Deci, important este să nu ne lăsăm pradă deznădejde. Sigur că rugăciunea, și poate, nu știu dacă am făcut vreo sesiune despre rugăciune, care sunt în club, am făcut clubul femeilor puternice, care sunt mecanismele, ca psiholog, da? Să vă povestesc ca psiholog, care sunt mecanismele prin care ne ajută rugăciunea, cum funcționează în creier, în ființă, în spirit rugăciunea, ce este ea de fapt rugăciunea, cum funcționează, de ce ne ajută și ce se întâmplă în corpul nostru când ne rugăm. Probabil că dacă veți cere asta, mă voi gândi să vorbim despre rugăciune într-o seară, da, la Camelia Coffee, la reflecție, să vă spun câteva cuvinte despre ce înseamnă rugăciunea. Vedeți, oamenii sunt ignoranți pentru că nu știu cum funcționează rugăciunea. Hai mă, fugi la ce cu prostia aia ta. Adică tu vrei să-mi spui că eu spun câteva cuvinte, citesc o poezie acolo și gata, m-am rezolvat, mi le-a luat Dumnezeu pe toate. Da, unii oameni așa gândesc, să știți. Și greșit gândesc. Pentru că nu știu, sunt ignoranți și omul când nu cunoaște, respinge. Dragii mei, nu mai respingeți, lăsați-vă deschiși, dar poate e ceva, dar dacă e ceva, hai să văd, hai să mai întreb, hai să citesc, mă, ce e, mă, cu rugăciunea asta? Da, mai întreb și eu, stânga, în dreapta, da, aveți grijă pe cine întrebați, da? Nu întrebați chiar pe oricine, așa că s-ar putea să vă bage mai rău în ceață, da? Bun,
Deci asta este cu rugăciunea, ajută foarte mult. Foarte mult, ne schimbă, cum să spun, energia, ne ridică pe altă frecvență, creierul nostru emite unde teta, ne conectează cu divinul, cu sursa, pur și simplu puterea din noi pe care o avem, dar renaște, înflorește. Vă spun, se întâmplă atâtea lucruri, mecanismele acelea de mobilizare ale subconștientului, uite așa se adună subconștientul, se iau gură de apă, de ceai, am ceai aici. Dragilor, rugăciunea, pe cât pare ea de, cum să zic, de simplă, câteva cuvinte și așa, are o putere extraordinară și puterea ei rezidă în puterea cuvintelor. Cuvintele sunt vii și lucrătoare în inimă, în duh, în spirit. Fiecare cuvânt are o rezonanță și produce niște efecte în creier. Nu numai în creier, în corpul fizic, glandele endocrine se normalizează, procesele, fiziologia, chimia se schimbă, dragii mei. Toată chimia corpului se schimbă în timpul rugăciunii și s-au făcut studii și pot să vă povestesc până mâine despre acest lucru. S-au făcut studii deci pe oameni care credeau și se rugau cu credință și oameni care citeau rugăciune, dar nu credeau, da? Deci citeau, lecturau, să zicem. Și pur și simplu, da, li s-a măsurat și s-a monitorizat activitatea cerebrală și efectiv s-au făcut acele observații. Deci este diferență, da? Efectiv s-a înregistrat activitate energetică în zona, în anumite zone frontale care au legătură, da, să știți, cu intuiția, cu multe, multe, creierul nostru este, o enigmă, cât se cercetează și așa și tot este de vorbit, de discutat și de cercetat în continuare privind creierul. Să știți că, Carmen, minunată întrebare, rugăciunea foarte mult ajută și îl ajută și pe cel care se roagă și îl ajută și pe cel pentru care se roagă, da? Orice rugăciune facem, de aceea ar trebui să ne binecuvântăm unul pe celălalt, da? De ce să... Știi ce înseamnă binecuvântarea? Efectiv, mă rog pentru tine, deci Dumnezeu să te binecuvinteze. Deci n-aș putea să-ți doresc ceva mai bine decât atât. Să-ți doresc ca iubirea lui Dumnezeu să se reverse asupra ta. Să-ți doresc ca mila și grija, da, lui Dumnezeu să fie asupra ta, să fie Duhul Sfânt asupra ta. Asta înseamnă că îți doresc tot binele din lume și îți doresc să te iubească Dumnezeu. Bun, o altă întrebare, a cincea, de la Alexandru Chițul. Și el întreabă așa. Dacă ești profesor, ce faci când elevii tăi nu sunt atenți, fac gălăgie și au o atitudine ostilă? Doamne, Alex, ce întrebare minunată! Știți de ce? Și când răspundeam eu, mă pregăteam, da, pentru răspunsul din această seară, mi-a venit în minte o amintire despre mine, profesor de psihologie la Colegiul Alexe Marin, Colegiul Tehnic. Voi știți că psihologia se face în clasa 10, da? În clasa 10 la liceu. Și vedeți, sunt licee, ca să le zicem, care asimilează psihologia, copiii, cum să zic, sunt mai deschiși la psihologie, învață, e o plăcere, dar eu n-am avut acolo acces. Eu am predat psihologia la Colegiul Tehnic Alexe Marin, în Slatina, unde sunt copii. E un colegiu tehnic, v-ați dat seama, se pregătesc pentru o meserie, mai mult băieți, evident, navetiști, niciun caz cu veleității de psiholog, niciun caz. Și atunci, ce credeți că se întâmpla la ora de psihologie? Ce credeți? Ei, sigur că erau tentați, ei oricum era și ora mea fusese pusă cam maiurea, ori era prima oră și ei, fiind navetiști, întârziau și intrau pe rând în clasă, ori era ultima și ei, fiind navetiști, trebuia să plece.
Deci, m-am confruntat și eu ca profesor cu tot felul de situații, credeți-mă. Ce credeți că făceam? Pentru că eu aș începe acest răspuns cu o întrebare. De ce ajung elevii să fie ostili, să facă gălăgie și să nu respecte profesorul? De ce oare se ajunge la această situație? Păi, în primul rând, eu aș zice așa, că nu există elevi proști, dezinteresați, bătuți în cap, nu există, eu nu cred asta. Știți ce cred? Cred mai degrabă că este neputința profesorului de a-i atrage pe copii, nu găsește metodele potrivite, nu are tactul și darul, da, vocația de a preda în așa fel încât el să capteze atenția elevilor lui. Mai degrabă asta înclin să cred, să știți. Și ca profesor și ca elev, da? Mi-aduc aminte de profesori cu acest dar, înnăscuți, domne, pe care îi sorbeai din ochi și sunt convinsă. Le sorbeai cuvintele, sunt convinsă că știți și voi, ați avut, da, asemenea învățători, educatori, profesori, după cum am avut și din ăia de care nu vrem să ne aducem aminte, da? Și eu să știți că zilnic aici în cabinetul meu, de la elevi, cunosc tot felul de cazuri, de profesori, colegi de-ai mei, credeți-mă că de unele lucruri mi-e rușine mie. Așa. Acum știți că nu am obiceiul să ascult, cum să zic, și să cred anumite lucruri, da, la un mod din ăsta, că nu e chiar așa, mă gândesc, că altfel ar fi tragic. Mai sunt situații în care profesorii greșesc și ei, că sunt și ei oameni. Dar ideea e că respectul se câștigă și un profesor bun inspiră elevii, vine pregătit la clasă, nu citește lecția din manual. Să ne înțelegem, eu când aud asta mi se pare penibil. Tu ca profesor să te duci cu manualul în clasă și să-i citești și să-i dictezi elevului lecția din manual? Deci mi se pare strigător la cer. Dacă tu nu ești pregătit, cum îi ceri tu unui copil să se pregătească? Din ce l-asculți? Din carte? Să spună cuvânt cu cuvânt, să recite ca pe poezie lecția? Nu știu, deci sunt multe de discutat aici. Deci, un profesor bun inspiră elevii, este foarte bine pregătit, respectă și iubește elevii. Da? Deci, atunci copiii simt, să știți, simt respectul profesorului și știți ce fac? Îl întorc. Întorc respectul. Și îmi spun tot copiii aici în cabinet, doamna cu tare, știi ce bine pregătită e? Ne spune asta, să înțelegem foarte bine și toți copiii sunt cu minți și ascultă. Deci copiii știu. După cum au profesori, îmi spunea odată o elevă, doamna Cutărița, de la nu știu ce preda, n-are importanță, ca să treacă mai repede și așa, pentru că nu ne place. Doamna, sunt câte unii profesori, au metode de-astea învechite, așa, ci doamna, că nu poți să asculți, e plictisitor, e așa. Ei, cred, vedeți, și noi trebuie să le facem atractive cât putem, cum, nu știu, să ne punem creativitatea la contribuție, să folosim tehnologia asta, că acum există tablele astea smart, există, dar copiii au nevoie de altceva, dragilor. Nu mai putem face școală ca cu 20 de ani, să mă ierte Dumnezeu. Adică eu am 61, dar cum să vă zic, simt că este timpul, copiii ăștia au nevoie de altceva. Care s-au adaptat jos pălăria, sunt profesori care s-au adaptat și fac niște lucruri extraordinare, minunate. Da? Dar sunt profesori, dar nu știu nici ei să folosească un calculator, să intre pe o platformă. Deci sunt profesori care când a trebuit să folosească Zoom, nu, foarte greu a fost. Foarte, foarte greu. Nu știau așa și deloc să folosească. Greu. Da, intră proful de mate în clasa Mariei și îi face din start proști și handicapați. Păi ce mai vorbim, despre ce vorbim aici? Asta ziceam și eu, că sunt oameni, nici nu vreau să zic profesori, de care mi-e rușine, credeți-mă, de comportamentul lor.
Mi-e rușine. Aud aici, am copii care vin cu sechele, vin cu depresie, vin cu tot felul de tulburări emoționale create de anumite aspecte, da? Tot felul care pornesc de la atitudinea total nepotrivită a unor, că nu vreau să generalizez, profesori. Foarte puțin care s-au adaptat. Da, nu suntem noi în măsură să judecăm Mihaela care cât s-a adaptat, dar eu vreau să cred că fac eforturi să se adapteze, pentru că, draga mea, dacă nu se adaptează, dispar. Că dispar, și asta este o formă de dispariție. Dacă ție îți dispare, deci elevii tăi nu te mai tratează cu respect, mie mi se pare că tu ai cam dispărut ca profesor. Adică nu mai ai satisfacția, bucuria, împlinirea, te duci în clasă, da, și tu îți vezi menirea, sensul. Deci profesorul care cu adevărat are vocație ține pasul cu timpurile și eu a trebuit să învăț tot felul de nebunii. M-am adaptat, dragilor. Nu le știu pe toate, dar mă străduiesc. Vedeți bine că mă străduiesc și eu, da? Sunt multe de schimbat în sistem, de acord. Da, dar și eu, să știți că sunt oameni, sunt și profesori extraordinar de dedicați, cu vocație, foarte talentați, foarte deștepți, care nu prea au cu cine să facă treabă. Și mai sunt și alte bube în sistem, nu vreau să vorbesc aici, da? Relații în școală, conducere, chestii, politica, sunt multe. Multe de discutat aici, dar vreau să mă rezum la întrebarea lui Alex. Deci, în primul rând, este vorba despre cum se prezintă acel profesor, cum vorbește cu elevii, cum știe să-și apropie și vă povesteam de mine, da, ca profesor de psihologie la un colegiu tehnic de băieți, da? Știți ce făceam? N-aveau ăia treabă, ce să le spun eu lor despre procesele psihice, ălea, nu price, să uitau săracii, erau pe sub bănci, pe sub... Deci, nu era de așa ceva, știți ce făceam? Mă rezumam, luam situații de viață, din viața lor și cumva mai știam așa, da? Și încercam să le prezint din punct de vedere psihologic anumite aspecte din viața lor, să înțeleagă, practic făceam dezvoltare personală, să știți, cu ei. Și îi ajutam, sunt convinsă că unii dintre ei, și să știți că am rămas prietenă pe Facebook cu mulți dintre elevii mei, mă urmăresc, da, am văzut că sunt pe Facebook și mă urmăresc și sunt convinsă că mai bine au învățat niște lucruri de la mine, poate mă și țin minte cu niște chestii, da, decât le-aș fi îndrugat eu lor acolo despre procesele psihice, da? Deci cumva aveam grijă, ce să zic, eu am făcut așa la psihologie, nu se poate face așa la matematică, la, de acord, da? Dar din nou accentuez, atitudinea profesorului, caracterul lui ca om, își spune cuvântul. Da? Bun, îl schimbă, iar acum o să facă altă mărie cu altă pălărie pe module. Bun, nu judecăm. Poate o să fie bine. Hai, Mihaela, să vedem, să fim optimiști. Poate o să fie bine. Să vedem ce are de oferit acest nou sistem. Da? Să vedem cum va fi. Da? Bun, deci a fost o mare provocare și pentru mine. Și ultima, cred că este ultima întrebare, tot de la Alex, cum pot să fac lucruri fără a pune presiune pe mine dacă am căpătat deja acest obicei? Și Alex, te-aș întreba ce înseamnă presiune pe mine. Că presiune, când pun presiune pe mine, poate să însemne așa, că mă gândesc că trebuie să fac chestia asta și nu-mi place și pun presiune pe mine. Că îmi pun termene de realizare, că îmi pun urgență, care este presiunea care o pun pe mine? Că trebuie? Trebuie. De ce? În toate situațiile astea sunt discuții diferite. Acum, să știți că avem nevoie să punem presiune pe noi uneori, cum spuneam, că trebuie să facem anumite lucruri, pentru că altfel nu am reușit lucruri care ne scot din zona de confort. Și probabil că aici e presiunea mare pentru tine, Alex, da? Când ieși din zona de confort.
schimbarea nu ne place și totuși ea este inevitabilă. Deci viața egal schimbare, egal evoluție. Nu se poate să evoluăm fără să ne schimbăm, să știți, dacă nu dispărem. Dar dacă nu inițiem noi această schimbare, să-i dăm noi un sens, să o ținem sub control, am putea să zicem, da? Ea se întâmplă haotic, schimbarea. Ne aruncă, schimbarea este ca o... ne aruncă ca și cum ne-ar arunca așa în valurile mării, da? Deci, pur și simplu, sunt situații, momente în viață în care totul se precipită. Situațiile de criză. Cum a fost cu pandemia? Cum? Uitați-vă cu războiul și o să mai fie, să știți. Situații de criză au fost și vor mai fi. Cum se comportă unii oameni? Ce atitudine au? Cum se comportă alții? Uitați-vă, au dispărut în pandemie. Am mai vorbit despre asta. Nu virusul i-a omorât, frica lor i-a omorât. Da? Ei prin fricile lor, prin atitudinea lor nepotrivită, gândirea lor, efectiv, au permis acestui virus să facă ravagii, dezastru, să-i termine în corpul lor. Da? Asta s-a întâmplat. Vedeți? Dacă noi nu inițiem schimbarea, să-i dăm noi un sens, o traiectorie, o orientare, cum vrem noi, în ritmul nostru, da? Cum ne e nou mai ușor, ea oricum se întâmplă și devine cum? Vine la pachet cu foarte mult stres, cu multă suferință și zbatere. Când o inițiem noi, cumva menținem controlul. O facem în ritmul și felul nostru, având senzația că știm ce facem și că suntem la cârma vieții noastre. Dacă ne aruncă, cum am zis așa, schimbarea în vâltoarea vieții, unii ies cam ciufuliți de acolo, da? Alții nu mai ies deloc, să fie clar. Alții, în schimb, dau din mâini, știu să nuate, se descurcă, alții evoluează, da? Învață să nuate mai bine, chiar fac performanță. Fiecare după cum se adaptează, da? Capacitatea de adaptare, flexibilitatea și aducem în discuție din nou. Bun, dragilor! Vă invit mâine pe Doamne în Clubul Femeilor Puternice, o să avem o sesiune excepțională despre provocările timpurilor noastre și spiritualitate. Este o temă cu totul și cu totul specială. Toate doamnele sunt invitate, doar să-mi scrieți că vreți linkul invitației cadou și sunteți invitatele noastre, da, colegele mele din club, sunt niște doamne extraordinare. Sunt așa de inimoase și deschise, deci veniți alături de noi. Vă aduc din nou aminte, toate sesiunile sunt pe YouTube. Dacă v-a plăcut ceva, ați rămas cu o idee, mi-ar plăcea mult de tot și apropo de respect, da, cum îmi place să vă respect pe voi și fac tot ce pot ca să vă ajut. Poate că aș simți, nu poate, vă spun sigur că mi-aș dori și eu feedback de la voi. Nu știu, să spuneți acolo dacă v-a ajutat cu ceva, dacă o idee, cu ce idee a rămas din toate întrebările. Mulțumesc prietenilor noștri care au spus întrebări, dragilor. Toate întrebările au fost minunate, foarte bune. Aștept întrebările pentru sesiunea următoare. Da? Și până atunci, dragilor, aveți grijă de voi, iubiți-vă, că doar iubirea și unirea salvează omenirea. Vă pup și vă iubesc! Pa!